Pentru a face o programare la cabinetul veterinar, accesați programări.perfectpet.ro, alegeți servicii medicale, apoi alegeți tipul de programare care vă interesează. Dacă este prima vizită la noi, probabil vă interesează o consultație gratuită. Apoi alegeți locația în care doriți să faceți programarea, Berceni, Morarilor sau Ștefan cel Mare. Să presupunem că doriți să mergeți la Ștefan cel Mare. Iar de aici selectați ora la care doriți programarea. Orele se actualizează în timp real. Să presupunem că doriți să veniți vineri de la ora 14. Alegeți ora. Apoi este necesar să introduceți câteva date despre dumneavoastră și despre animalul de companie cu care urmează să veniți la programare. Este necesar numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail. Numărul de telefon este necesar în cazul în care este nevoie să modificăm programarea pentru că a fost ales un serviciu care nu se poate efectua poate în ziua respectivă sau la ora respectivă și vă ajută și pe dumneavoastră pentru că primiți un SMS de reamintire înainte de programare. Apoi adresa de e-mail, pe adresa de e-mail primiți o confirmare a programării, de unde aveți acces direct să modificați ziua sau ora. În cazul în care nu reușiți să ajungeți în intervalul ales inițial, puteți modifica direct din e-mail fără să fie nevoie să ne sunați sau să așteptați după noi să modificăm programarea. Apoi, la detalii despre animăluț, aici vi se cere să menționați dacă animăluțul mai are sau nu o fișă la noi. Pentru că am ales consultația gratuită, o să bifăm că animăluțul nu mai are o fișă la noi. Apoi introduceți numele acestuia, presupunem că este Fifi, rasa animalului de companie Bișon, greutatea aproximativă, să zicem 5 kg, apoi vârsta pacientului în luni sau în ani, să presupunem că are 3 luni sau poate 3 ani, apoi descrieți pe scurt motivul pentru care doriți să veniți la noi, poate că are un ochișor inflamat, poate că șchioapătă sau are o rană la lăbuță sau se scarpină, motivele pot fi diverse. Apoi, asta este tot, finalizați programarea și nu mai este nevoie să faceți nimic până în momentul în care vine ziua în care v-ați programat și trebuie să vă prezentați la locație. Din nou, dacă nu reușiți să ajungeți, puteți modifica oricând ziua sau ora din e-mailul de confirmare.